Cele 8 centre de bătrâni și copii ce aparțin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum cele de la Bâlteni sau Dobrița, sunt pline până la refuz. Cereri sunt multe și nu pot fi onorate toate din cauza lipsei de locuri disponibile. În prezent, peste 700 de persoane sunt cazate la centrele direcției. Nu avem unde să-i mai băgăm, suntem full. Și a doua problemă tot complicată este cu azilele de bătrâni. S-au mulțit cererile de internare în azilele de bătrâni, de nu poți, trebuie să moară unul, să bagi altul. Deci nu mai ai niciun loc, niciun loc, niciun loc. Și sună primarii din județ, domne, am o bătrână, am un bătrân care doarme pe scări, n-are pe nimeni, ce ne facem? Mulți bătrâni solicită un loc la azil după ce au rămas fără locuință, fiind păcăliți de diverse persoane. Deci foarte mulți bătrâni solicită să meargă la azil datorită faptului că sunt medici, ingineri, profesori care îi păcălesc. Le fac contract de vânzare, cumpărare cu întreținere, le iau casele și pământul și bineînțeles vin la noi să-i ducă la azilul de bătrâni. Cu greu a fost găsit un loc într-unul dintre centrele de GASPC Gorj pentru o mamă cu 3 copii agresată fizic de soțul ei. Am avut un conflict în familie, m-a bătut. Am venit cu cei 3 copii la centru. Deci sunt foarte buni. Au avut grijă de mine, m-au primit. Dar îmi este foarte greu să găsesc și o locuință totuși cu primăria, cu cine putea să mă ajute și pe mine, pentru că copiii de la anul se duc la liceu. În centrele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj sunt găzduite peste 700 de persoane, dintre care 420 sunt persoane vârstnice.